Anca Verma este o femeie de afaceri de succes, fiind considerată cea mai bogată româncă din lume. Românca a renunțat la cariera de model și a început o viață nouă, departe de țara sa natală. Cu numele ei de fată, Anca Neacșu a fost Miss România, însă a renunțat la cariera de model și s-a angajat la o companie de telefonie mobilă, unde a devenit director general adjunct al operațiunilor pentru București. Anca s-a căsătorit cu un afacerist indian pe care l-a cunoscut în timpul unei călătorii în străinătate. Este cunoscut faptul că afacerisul are averi impresionante pe care le-a obținut prin intermediul vânzărilor de armament. Cei doi au împreună o fică, iar Anca este președintele unei companii care a devenit lider pe piața indiană a bunurilor de larg consum datorită gamei variate de produse. Aceștia locuiesc într-un palat luxos, iar mobilierul din interior este poleit cu aur. Cu toate că familia Ancăi Verma face parte din patrimoniul cultural al oamenilor bogați din India, aceasta a declarat că nu o să renunțe la cetățenia română. În multe ocazii am primit oferte de a intra în politica din India, dar am refuzat, deoarece nu vreau să renunț la cetățenia română. Suntem o parte din patrimoniul cultural bogat al familiilor din India, unde am devenit o figură bine cunoscută în India socială, în politică și în cercurile de afaceri. Este foarte dificil de a merge oriunde în India fără a fi recunoscută. Viața este de lux. Aici avem aproape 103 persoane care lucrează la noi în casă pentru a avea grijă de nevoile noastre de zi cu zi. Oamenii din India iubesc și adoră familia mea, a spus Anca într-un interviu acordat pentru Vocea Ta.eu, potrivit B1.tv.ro. Relatează mesajul.ro.